Salutare la toată lumea! Astăzi vom vorbi despre skimmerul de suprafață, dar vom începe cu biofilmul. Biofilmul este un film subțire sau o peliculă pe suprafața apei din acvarii, cauzate de acumularea de proteine din deșeuri organice. Acest biofilm dă un aspect inestetic suprafeței apei și îngreunează schimbul de gaze. Se vede la suprafață dintr-un unghi, de la o sursă de lumină. Veți putea vedea reflectat o peliculă de ulei ca efect de curcubeu. Un fenomen normal pentru un setup nou, de obicei dispare de la sine, după ce bacteriile încep să-și facă treaba și parametrii apei devin stabili. Alteori, biofilmul apare și în acvariile vechi stabilizate, după adiția de medicamente, condiționeri de apă și din cauza grăsimilor din hrana peștilor. Cum putem scăpa de el? Folosind un echipament tehnic, acesta fiind skimmerul. Pe piață găsim două feluri, independente cu pompe de apă sau care se montează în linie pe furtunele de la filtrele externe. Skimmerul de suprafață menține în permanență suprafața apei curată, reducând biofilmul și prin urmare contribuie la reducerea microorganismelor, la un schimb mai bun de oxigen și la o penetrare mai mare a luminii. Reduce biofilmul și aduce constant noi straturi de apă la suprafață. Cum am spus mai devreme, biofilmul este o peliculă inestetică pe suprafața apei. Materialul organic, precum grăsimile, proteinele și deșeurile, se adună la suprafața apei, devenind o sursă de alimentare pentru o serie de microorganisme nedorite. Suprafața apei este necesară pentru schimbul esențial de oxigen între apă și aer. Biofilmul de pe suprafața apei reduce atât rata de difuzie, cât și, pe de altă parte, procesele de suprafață biologică continuă, necesare pentru oxigen suplimentar. Penetrarea luminii va fi de asemenea redusă și, în consecință, creșterea plantelor, precum și fotosinteza, vor fi compromise. Deci cum ne ajută? Asigură o suprafață limpede de apă și elimină biofilmul. Reduce nivelul de microorganisme de pe suprafața apei, contribuie la un schimb de oxigen mai bun, la o mai bună penetrare a luminii, aduce constant noi straturi de apă la suprafață. Mecanismul de admisie a suprafeței plutitoare se ajustează la nivelul apei. Reglarea supapei de la intrarea de jos, în cazul în care aportul de suprafață este blocat. O admisie constantă de apă se pot opri pe perioada hrănirii. Skimmerele de suprafață pot fi conectate în linie la filtrele externe sau pot fi utilizate independent. Am câteva exemple de skimmere folosite de mine. Exemple de skimmere folosite și testate de mine. Ce urmează să spun despre ele este din propria mea experiență cu aceste skimmere. Am să le prezint în ordinea prețului de achiziție. Skimmone. Acesta se vinde sub această denumire UK. Este unul dintre cele mai ieftine skimmere independente cu pompă de apă. Skimmone este un skimmer de suprafață pentru acvarii de până la 250 de litri. Filtrează eficient suprafața apei din acvariu. Permite reglarea debitului, are ventuze de fixare, burete mic, plutitorul permite absorpția continuă la niveluri variabile de apă până la 35 de mm, curățarea ușoară a buretelui, doar ridicând cupa în care stă plutitorul, veți avea acces ușor la buretele din interior fără a băga mâna în apă.
Reglarea debitului se face din partea inferioară, unde are o pârghie marcată cu plus și minus. Prin împingere spre unul din cele două semne, crește sau scade debitul. Furtunul care se poate monta opțional adaugă o aerare suplimentară în acvariu. Avantaje și dezavantaje. Curățarea ușoară a buretelui. Doar ridicând cupa în care stă plutitorul, veți avea acces ușor la burete. Nu trebuie să bagi mâna în apă pentru a scoate cupa în care se află buretele. Debitul direcțional care ajută la circulația apei în acvariu. Pompa este destul de bună. Calitatea plasticului folosit este bună. Are grătar ce protejează intrarea în cupa schimărului, a peștilor sau a creveților. Dezavantaje. Accesul la pompă este puțin dificil. După o lungă utilizare, cablul de alimentare se crapă, chiar la intrarea în corpul în care se găsește pompa. Atenție! Vă puteți electrocuta dacă firele de curent se vor crăpa. Ocean Free sau Ocean Free. Schimăr de suprafață pentru acvarii de până la 250 de litri. Plutitorul permite absorpția continuă la niveluri variabile de apă până la 35 de mm. Curățare ușoară a buretelui. Reglarea debitului se face prin rotirea din partea de sus a plutitorului. Permite reglarea debitului fără ca degetele să atingă apa. La acest schimăr, fluxul de apă este multidirecțional. Pe corpul schimărului se află două semne, două buline, una mai mică, una mai mare. Aceste semne îi ajută la reglarea debitului prin rotirea spre stânga sau spre dreapta a cupei. Fluxul de apă este multidirecțional, poate fi considerat atât un plus cât și un minus. Plus. Atunci când este poziționat în spatele acvariului, loc unde de obicei plantăm plante stem, plantele nu vor fi deranjate de fluxul de apă eliminat de skimmer. Fluxul de apă este eliminat prin mai multe orificii poziționate la partea inferioară a skimmerului, ce orientează apa spre partea de jos. Dezavantaje. Cablul de alimentare devine rigid și se va rupe în timp. Scoaterea capacului pentru accesul la pompă este dificil. Acel capac se poate sparge. Buretele se colmatează destul de repede. Din cauza fluxului de apă multidirecțional, nu poate fi considerat de mare ajutor la circulația apei în acvariu. Nu are grătar ce protejează intrarea în cupa schimărului, a peștilor sau a creveților. Eheim Schimb 350, microschimmer de suprafață pentru acvarii de până la 350 de litri. Plutitorul permite absorpția continuă, fluxul de apă este unidirecțional, plutitorul se scoate ușor din apă. Avantaje și dezavantaje. Avantaje. Calitatea plasticului folosit este bună. Pompă puternică. Prin fluxul de apă unidirecțional ajută circulația apei în acvariu. Dezavantaj. Foarte dificil de curățat. Accesul la burete și la pompă fiind prin desfacerea în bucăți a schimărului, ceea ce pentru mine personal reprezintă un mare minus. Ventuzele, în timp, nu mai stau prinse degeaba, ceea ce poate crea destul de multe probleme în urma desprinderii schimărului. Nu are grătar ce poate proteja intrarea în cupa schimărului, a peștilor sau a creveților. Debitul este controlat prin acest cursor. Avem marcat plus minus. Spre minus avem un debit mic, spre plus avem un debit mai mare. Schimăr de suprafață din inox.
Cuptorul este poziționat constant la suprafață, îndepărtează depunerile de pe suprafața apei pentru a o menține curată. Dimensiuni disponibile. Pentru furtune 12-16 mm și pentru furtune de 16-22 mm. Acest skimmer este confecționat din inox de o calitate superioară care nu ruginește, este foarte rezistent. Îndepărtează în mod eficient toate depunerile de pe suprafața apei. Țevile de inox conferă un aspect superb acvariului dumneavoastră. Veți realiza o linie elegantă în acvariu. Versiunea nouă de seturi permite reglarea direcției de ieșire. Debitul este reglabil. Finisajele sunt super ok, ușor de curățat. Cu brațul fix care vine montat în afara acvariului, iar partea cu plutitorul mobil în interior. Debitul se reglează din partea de jos, unde avem orificiile de admisie. În funcție de debitul dorit, puteți închide sau deschide supapa din partea inferioară a skimmerului. În pachet este inclus un skimmer de inox, plutitorul, supapa de închidere și două ventuze. Un AU de inox poate fi unidirecțional sau multidirecțional. Doi suporți din plexiglas pentru prinderea de geam. Avantaje și dezavantaje. Avantaje. Calitatea foarte bună a inoxului. Finisaje foarte bune. Arată bine din punct de vedere estetic, sorbul este foarte bun, se poate regla debitul, te scapă de un echipament care ar fi în plus în acvariu în cazul folosirii unui skimmer cu pompă. Nu există riscul de spargere în momentul curățării. Acestea vin perechi, skimmer și out în același pachet. La modelele noi de Lily Piper cu skimmer, fluxul de apă este multidirecțional. Prin rotirea țevii de aut spre stânga sau spre dreapta, îl puteți orienta după cum aveți nevoie. Dezavantaje. Trebuie manipulat cu atenție în momentul în care vrei să-l scoți din acvariu pentru a-l curăța. Unele skimmere au țeava de conexiune cu furtunele filtrului foarte lungă. Uneori depășesc găurile de acces din masa acvariului. Dacă optați să le folosiți la un acvariu cu înălțime de 30 de cm sau mai mică, verificați dimensiunile skimmerului înainte de a-l cumpăra. S-ar putea să fie prea lungi sau să vă ocupe mai mult de 10 cm din adâncimea acvariului. Verificați distanța dintre geam și țeava skimmerului. Dacă doriți să-l folosiți la un acvariu cu dimensiunile de 30 de cm înălțime, optați pentru un nano set de inox de 12-16 mm, chiar dacă furtunele de la filtrul vostru sunt de 16-22. Folosiți un furtun suplimentar de 12-16 aplicat între țeava skimmerului și furtunul de 16-22. Înainte de a cumpăra, verificați dimensiunea setului. Se vând combinate skimmere 16-22, iar autul poate fi 12-16. Atenție! Vă puteți tăia în orificiile din partea inferioară a skimmerului în momentul în care decideți să desfaceți acea parte, pentru un acces mai facil la partea fixă a skimmerului. Skimmer de suprafață din sticlă. Plutitorul este poziționat constant la suprafața apei. Îndepărtează în mod eficient toate depunerile de pe suprafața apei. Sunt disponibile în două dimensiuni, pentru furtun de 12-16 și pentru furtun de 16-22. Puteți găsi scris în descrierile producătorilor 17-22 sau 13-17 mm. Le puteți cumpăra. Sunt compatibile cu filtrele externe Tetra sau alte filtre.
Transparența sticlei oferă un aspect superb acvariului tău, creează o linie elegantă. În pachet este inclus un skimmer de sticlă, plutitorul, supapa de închidere și două ventuze. Se vând și seturi formate din skimmer și aur. Avantaje și dezavantaje. Avantaje: se curăță ușor, ușor de controlat debitul, se pot cumpăra împreună skimmer și aut sau separat. Dezavantaje: mare atenție la manipulare și curățare. Nu numai că se sparg ușor, dar există riscul să vă tăiați foarte rău. Skimmerele de suprafață din sticlă, inox sau plastic pot fi conectate în linie la filtrele externe, precum cele de la Tetra. Sper ca acest articol să fie de mare ajutor în luarea unei decizii în momentul în care doriți să achiziționați un skimmer. Dacă ești nou pe acest canal, nu uita să apeși butonul de abonare, notificări. Dacă ți-a plăcut, poți să-mi dai un like. Lasă-mi un coment cu părerea și alegerea făcută pentru un skimmer. Nu uitați că avem un concurs. Ok, concurs. Concurs? Concurs. Să fie concurs. Aceste trei skimmere vor fi date vi le ofer vouă. Trimiteți-mi numele voastre pe adresa de e-mail concursforiu@gmail.com. Voi aștepta o săptămână de zile, după care voi face extragerea. Ce voi extrage din pungă vom vede, dar vi le ofer cu mare drag. Nu va fi acesta, că acesta are cablul rupt aici, va fi altul. Mai am încă unul. Deci nu trebuie să se sperie câștigătorul acestui skimmer. Voi avea altul, dar singura problemă e că îi va trebui adaptor pentru asta, în cazul în care este din România sau din Europa. Dacă câștigătorul este din UK, nu este nicio problemă. Nu are nevoie de adaptor. În cazul acestui skimmer, am eu adaptor să-i ofer dacă este din UK. Vă mulțumesc mult! Sper să vă ajute în luarea unei decizii înțelepte. Sper să vă conving, sper că cu asta vă pot convinge să vă luați un skimmer, pentru că fără el, calitatea apei în acvariul vostru va avea de suferit. Să ne vedem cu bine cât de curând.